Maturitatea politică, vorbeați în cazul USR de lipsa maturității politice. De această dată, maturitatea politică a unit PNL și PSD? Poate fi luată în considerare când vorbim de această coaliție de guvernare, maturitatea politică, dar să știți că nu declarațiile de dragoste, nu apropierea ideologică, nu interesele politice au fost cele care ne-au adus împreună, ci o agendă care să scoată țara din criză. Să ne aducem aminte foarte bine momentul în care PSD și PNL au bătut palma și au realizat această coaliție. Aversam aproape 3 luni de criză politică, incertitudine, instabilitate. Deja semnele acestea negative se vedeau și în rezultatele economice. Că trebuia să salvăm într-un fel situația. Am realizat o agendă comună, avem obiective clar și bine definite, avem un program de guvernare articulat. Există, evident, în orice coaliție și momente când agendele celor două partide intră în coliziune, pentru că noi suntem un partid liberal, un partid cu agendă reformatoare, bazată pe componenta economică, pe investiții. PSD-ul este un partid socialist, un partid cu agendă socială, cu pensii, cu alocații, cu salarii la bugetari. De asta apar aceste probleme, dar cel mai important lucru este ce am definit a fi comun, adică guvernarea acestei țări timp de 3 ani de zile și punctele care și bornele pe care trebuie să le atinge. Vă dau exemplu de două reușite în decurs de o lună și ceva, care vin să sprijine afirmațiile mele. Prima este bugetul. Am reușit construcția bugetară și adoptarea lui în Parlamentul României. Cea a doua este legat de finalizarea obiectivelor din PNRR până la 31 decembrie, un lucru extrem, extrem de important. Nu știu cât realizează importanța acestui PNRR pentru România și banii și sprijinul care ne vine din afară. Cu siguranță vor continua lucruri bune pe care le vom face împreună. Cum la fel sunt și altele de realizat, gen pandemia, gen certificatul verde. Certificatul verde, gen eu apropo știu, de mult certificatul aștept. Verde, s-au încheiat discuțiile pe acest subiect sau în ce stadiu suntem? Din păcate, discuțiile nu s-au încheiat, dar cel mai rău lucru este că nu avansează. Ne aflăm într-o situație de incertitudine. Există la inițiativa Partidului Național Liberal în Parlament un proiect și bine de lege inițiată de domnul Cățu. În momentul de față este blocat, el a fost respins. Votul de PSD, hai să spunem, în Senat, a ajuns în Camera Deputaților. El poate fi deblocat de acolo din punctul nostru de vedere. Poate fi îmbunătățit, poate fi modificat, dacă sunt lucruri care convin mai puțin partenerilor de guvernare și, bineînțeles, poate fi oferit ca și instrument pentru protejarea sănătății publice, pentru că ăsta este practic elementul final. Nu trebuie să promovăm un certificat verde doar de dragul de a ne alinia, de exemplu, statelor europene. Este tot există acest certificat verde care permite oamenilor și le protejează sănătatea să meargă la muncă, să meargă la job, să meargă la mall și în multe alte activități. Din păcate, nu l-avem în momentul de față și cel mai grav lucru este că discuțiile nu progresează niciodată.